Mănânc să nu fiu primit contactul cu bebe. Ba da, care să vorbesc eu. Sunt aici. Așa că eu vreau să învățăm, dar nu să fac. Sunt aici. Le care să fie care să fac numărul acesta, dar nu aici e premis. Vale, doamna Paimoni aici. Da? Da, sigur. Ești organizat acolo? Da, sigur. Excepțional, o să mă aplaudez și să invităm să urmăresc. Bună ziua! Bine v-am găsit! Vă auziți? Bine v-am găsit și noi, vă auzim foarte bine! Bună ziua! Onorată să fiu, astăzi alături de dumneavoastră la așa un eveniment important. Conferința internațională dedicată poetului, gânditorului, dramaturgului Lucian Blaga. Vreau să vorbesc despre un lucru foarte important, puțin cunoscut în țară și cu atât mai puțin la nivel internațional. Pe vremea studenției lui Lucian Blaga, mai precis în 1916, la Universitatea din Viena, Lucian Blaga s-a întâlnit cu Cornelia Vrebiceanu, lugojeancă, care a făcut parte dintr-o familie istorică, cea a vrebicienilor, atât de cunoscuți, cel puțin la nivel de Banat, dar nu cred că nu numai. Este vorba de familia lui Coriolan Vrebiceanu, diplomat și om politic și om de cultură. Este vorba de fiul lui, Caius Vrebiceanu, care a fost notarul Marii Uniri de la 1918. Este vorba de Tiberiu Vrebiceanu, fratele lui Caius și al Corneliei, care a fost muzician, compozitor și folclorist. Și, în final, este vorba de Cornelia Vrebiceanu, care poartă numele mamei ei, Cornelia Vrebiceanu. Este cea mai mică dintre frați, ei sunt patru frați, dar cea penultima, Sempronia, nu a fost în mediul public cunoscută. Așadar, Cornelia Vrebiceanu se afla în 1916 la Universitatea din Viena, la secția de medicină stomatologică, iar Lucian Blaga la filozofie. S-au întâlnit acolo, fiind amândoi foarte des la Biblioteca Universității din Viena, s-au îndrăgostit. Și astfel, în 1920, s-au căsătorit. Ceea ce este cunoscut este faptul că Cornelia Vrebiceanu i-a trimis Poemele Luminii și Pietre pentru Templul meu lui Sextil Pușcariu, care i le-a publicat. Și i-a făcut astfel o surpriză mai mult decât de suflet lui Lucian Blaga, astfel că în 1921, după căsătoria lor, au venit foarte multe alte cărți de dramaturgie și nu numai. Cornelia Vrebiceanu i-a fost alături și din punct de vedere al al creației. Pentru că ea i-a tradus foarte mult din filozofii germani, fiind cunoscătoare a 5 limbi, dacă nu mă înșel, de circulație internațională. Acest lucru a fost un fel de cult în familia Vrebiceanu. Toți erau bine pregătiți, erau la școli în străinătate, au făcut tot școli în străinătate. Ea însă și-a fost un fel de diplomat cultural al țării noastre și al zonei Banat și i-a făcut mai mult decât atât, decât traducerile în sine la care Blaga a avut acces fără să-și piardă din timpul lui prețios.
studios de creație, i-a făcut fișe, pe subiecte, pe tot felul de criterii. Și i-a fost alături până la capătul vieții, cu tot devotamentul. Acum, din acest motiv, pentru că au fost și la ei vremuri grele, la un moment dat, în 1924, Cornelia Brâniceanu Blaga, sau Blaga Brâniceanu, cum este după căsătorie, s-a mutat la Lugoj împreună cu Lucian Blaga în Casa Vrednicenilor, care acum este un centru cultural, memorial și expozițional din Lugoj, situat în imediata apropiere a Bibliotecii Municipale din Lugoj și a Primăriei din Lugoj. Este ușor detectabilă pe strada Făgetului numărul 4. În acest cămin al căsniciei lor, Lucian Blaga și Cornelia Blaga Brâniceanu au locuit timp de 3 ani. Vara, Lucian Blaga conducea o motocicletă care acum este expusă la Sebeș, la Casa de Cultură Lucian Blaga din Sebeș. Am și văzut-o. Și cu care mergeau la așa numita Casă de la Vie sau Casa de la Grădină a lui Caius Brâniceanu. Îi plăcea foarte mult acolo pentru că acolo începea dealul viilor și era foarte frumos și spectaculos în toate anotimpurile. Era pădure, era dealul. De acolo cred că a venit foarte mult ideea de deal vale pe care el o cultivă ulterior în filozofia lui, dar nu numai, și în creația lui literară. Eu sunt foarte mândră că Lucian Blaga a locuit 3 ani la Lugoj, a creat foarte mult la Lugoj. În acest sens, Cornelia Brâniceanu spune că în această liniște meditativă de la Lugoj, Lucian Blaga a gândit și a gândit opera literară și filozofică pentru 30 de ani. Deci încărcătura emoțională și probabil și culturală din Banat i-a fost prietenică și a fost ajutat în creația ulterioară. Și din acest motiv sunt foarte bucuroasă. Apoi, bucuria este mai mare și pentru faptul că Biblioteca Municipală din Lugoj a primit acest spațiu în custodie în data de 12 mai 2016. Ceea ce este curios este faptul că este exact la 100 de ani distanță de la momentul în care cei doi s-au cunoscut la Viena. Deci 1916-2016, când acest spațiu cultural a intrat în atenția culturală a zonei și nu numai. Avem invitați din toate locurile, lansări de carte, vernisaje, expoziții, concerte. Lugojenii știu despre ce vorbesc și probabil nu numai. Și vreau să spun că familia Brâniceanu i-a favorizat, nu în sensul rău, în sensul bun, l-a îndrumat pe Lucian Blaga să intre în diplomație pentru că era bun. Inițial a fost ca atașat cultural și după aceea se știe din biografia lui Lucian Blaga care a fost mersul lui diplomatic. Vreau să spun că pentru că acum chiar mâine este comemorarea a 128 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga în 9 mai. Este foarte important că ne-am adunat astăzi aici. Este în preajma zilei lui de naștere și îl omagem cu atât mai mult. Și pentru că Blaga a locuit 3 ani la Lugoj, Biblioteca Municipală din Lugoj are o tradiție, un festival de creație literară, dar nu numai de creație literară, ci și de sesiuni culturale,
Festivalul Internațional Lucian Blaga de la Lugoj, aflat la cea de-a 20-a ediție. Încă o dată mă simt onorată, nu m-am prezentat. Sunt Adriana Weimer, sunt scriitor, fac parte din Uniunea Scriitorilor din România din 2010. Sunt jurnalist cultural, fac parte din mai multe publicații culturale și literare din Lugoj. Cea mai îndelungată a fost cea de la revista Banat din Lugoj. Și, în primul rând, sunt bibliotecară ca meserie de la Biblioteca Municipală din Lugoj. Și salut pe toți lugojenii, pe toți bucureștenii și pe toți timișorenii care ne ascultă și nu numai cei din Madrid, și de oriunde ar fi. Mulțumesc! Cu mare rău că nu puteți vedea doamna Weimer, dar în spate sunt foarte mulți oameni care v-au aplaudat, v-au ascultat multă atenție. Eu o să fac într-un următor, pentru că